De multă vreme vorbim despre un mecanism care să verifice statul de drept și respectarea drepturilor omului, respectarea legii în statele membre. Este necesar un astfel de mecanism și eu sunt total pentru a-l implementa. E vorba de un mecanism de monitorizare, de urmărire, dar și de corecție, evident, pentru că acesta este scopul, să corectăm ce nu merge bine, și de sancționare, dacă este cazul. Și vorbim de statele unde democrația încă nu este fragilă, unde democrația este încă fragilă, cum sunt statele postcomuniste, în principal despre acestea. Mă bucur că Parlamentul nu e singur în această luptă, că vor fi și organizații neguvernamentale, că vor fi și experți independenți în respectarea legii și în respectarea drepturilor omului. De asemenea, dacă mecanismul de sancționare a acestor state care nu respectă standardele democrației și domnia legii propus de Comisie va conduce și la economisirea de bani, așa cum arată raportul, atunci vom atinge două obiective. Mulțumesc!